mulțumesc cu faza din care i-au egalat cu finalul. Cu care? Trebuie să încep de la început. Sau de la primul penal. Cum considerați asta? Nu, dar mă întreb cu jucarul de ce a mai venit la meciul ăsta. Vă întreb cu jucarul de ce a mai venit. Dacă toate deciziile care le-a luat el au fost proaste, de ce a mai venit? Păi dacă nu era varul, deci ce a mai căutat ăsta? Mai bine puneam doi tușieri și aia de la var de sus orice contact, chemam la var, decidea varul. Păi ce varul a decis? Nu ai contact, un contact în careu, pe câte contacte au fost în careu sau câte contacte sunt în careu și să, pentru asemenea fază să dai penalti și la un meci așa decisiv. La care vă bătaie de joc, la toate trei. La care, trei? Deci, păi și la primul, a lovit mingea și după aia a fost. Și la al doilea, o atingere. Noi câte fauturi am avut și n-a dat? Câte fauturi? Și la Postolache, l-a omorât ăla și în fața lui. Și vezi, Doamne, orgolios băiatul că ăsta i-a zis ceva, moldovean. N-am ce să zic. Poate pot să reproșesc că am avut ocazii, puteam să facem diferența. În situația de față așa, trebuie să dai 3-4 goluri ca să fii sigur că poate câștigi. Deci considerați nu doar că Adrian Cojocaru a fost la pregătit, ci și că cei din camera VAR au luat decizii proaste, nu? Păi nu, ei au luat deciziile la meciul ăsta, VAR-ul. Păi și atunci de ce l-ați mai adus pe Cojocaru? Acum știți ce se face? Că toată lumea văd că are probleme cu VAR-ul ăsta, cu arbitrii. Dom'le, nu mai chemăm și punem doi tușieri, unul la margine și cei de sus decid. Cei de sus din camera VAR. Din camera VAR. Bun, da, revin, nu că n-am înțeles, dar contestați și ceea ce au decis cei de la VAR, nu? Păi bineînțeles că contest. Ei au sesizat. Absolut toate penalturile. Nu știu, vorbesc de ultimul. Deci ei au sesizat. Păi și tu vii, păi decizia ta, tu atunci ce înseamnă? Că tu ai fost pușcărie, ai fost mână moartă. Ai venit degeaba, dacă tu nu ești în stare să iei o decizie. Dar din păcate nu e prima oară în fotbal românesc când VAR-ul arbitrează. Păi nu, am pățit și la Clujul la fel. Da. Am dat gol și dar spuneți că echipa asta e cam evânată. Adică ăsta pe final n-a fost. Niciun caz, un duel. Păi strigau de pe margine, minge lungă, stai jos, cădeți. Înseamnă că ăștia știau ceva de tot vreau să joace așa. S-așteptau orice cădere, orice contact, erau pe jos și țipau și urlau, toată lumea țipa, urla. Varu, varu, îi țipau ăștia de pe margine, varu, varu. Ați vrut să nu mai continuați, nu? Adică n-a fost vorba. Am vrut să retrag jucătorii, să discut cu ei. A, nu să scoate echipa de pe teren. Nici vorbă. Păi, și ce câștigam? Pierdeam 3-0. Așa am făcut egal. Am făcut un egal. Dacă ei se bucură așa tare, înseamnă că știu ceva, înseamnă să bazează ei pe ceva, nu? Da, păi bun, în cazul unei înfrângeri nu mai avea aproape nicio șansă. De-aia egalul ăsta înseamnă pentru ei. Și atunci de ce nu lăsăm jocul să meargă, să fie normal? De ce trebuie să intervenim noi tot? Trei penalti, să dai trei penalti, n-a reușit cu unul, păi am mai dat pe al doilea, am mai dat și pe al treilea. În careu există atâtea dueluri, uitați-vă și în străinătate, orice duel care e, chemăm varul, păi atunci nu mai jucăm. Și vorbesc în primul rând de el, că a fost... Ce o să facă? O să-l suspende, dacă o să-l suspende... Și asta e. Da, și noi am pierdut 3 puncte. Sunteți supărați și că echipa dumneavoastră n-a reușit să păstreze rezultatul? Nu, puteam să facem diferența. Am avut atâtea situații. Și la 2-0, și la eu știu, la 2-1. Am avut contraatacuri, am scăpat și ultima fază, ultima pasă. La hotel acolo, nu? Da. Și hotel a fost și Ubing acolo, era în fața porții, l-a dat înapoi. Am mai avut și cheșierul prim. Am avut situații. Dar parcă s-a schimbat jocul puțin în rău pentru UTA după ce au ieșit cheșierul Dar problema e de schimbare. Eu n-am un fundaș central. Normal, practic, aveam un fundaș central. Cum i-au băgat două vârfuri, puneam un fundaș central. Dar eu n-am niciun fundaș central pe bancă. Unul e accidentat, unul e suspendat. La Chișer nu a putut să continue, nu mai... N-a mai a venit după... Benzina, nu? Da, nu e determinat benzina, dar și-a făcut treaba și Anton la fel, nu mai puteau. Mă gândeam că prin experiența lor, poate altfel ar fi tras grupul... Păi până atunci și ei au fost în teren, deci nu mai puteau și am vrut să vin... Păi am venit, cu cine am venit? Am venit cu Ubi, care a jucat titular de meciurile astea, a intrat Cașini, care a intrat Otele, care a fost titular două meciuri, deci n-am băgat jucătorii. Cu Milo, poate, am greșit, cer mai mult la el, că a intrat atacant și n-a câștigat niciun duel. Ce le-ați spus așa jucătorilor în vestiar? Da, nu ai ce să le spui, pentru că plâng și, ce să le... Aveau primă de joc, era și ăsta, salariu în funcție de victorie și noi nu ne luăm banii, nu noi. Vorbesc de echipă. A, de salariu? Un oraș... Salariu intrat dacă băteau astăzi?
Da, bă, eram și luau salariu. Da. Și meritat își luau salariu. Partea, de asta vrem, vrem să... Nu partea știu ce plină a paharului, dacă există o parte plină, că n-ați pierdut și că aveți un program cumva mai ușor, că aici, cel puțin pe hârtie, jucați cu Mioveni, care îți retrogradați. Dar noi, dar nu poți să pierzi în halul ăsta. Deci pentru mine n-ai cum să pierzi în halul ăsta cu trei penalti. N-ai cum să pierzi. Prea ușor au fost acordate. Dar ați trăit atâtea în fotbalul românesc. Așa ceva n-am văzut. Nu? Bine, că eu când jucam, nu era VAR. Dar da, noi că a venit VAR-ul, noi, gata, noi cu, am terminat fotbalul. Și nu sunt singurul care spun asta. Deci nu sunt singur. Am văzut și meciuri, și ieri meciuri, cum au fost. Cu tot. Dar vreau să vă întreb dacă există interese ca o anumită echipă... Deci să... nu vreau să vorbesc de asta. Vreau să vorbesc de meciul de astăzi, cu jucarul nu trebuie să mai vină. Deciziile lui au fost proaste. E clar. Sunteți totuși optimist că veți salva această echipă? Eu zic că da, la felul cum am jucat, eu zic astăzi că astăzi aveați șansa, dacă ați fi câștigat, să o salvați și direct, nu doar la Vraj. Asta e, dacă nu vor alții, vor să-i mai țină în viață pe cei de la FC Argeș. Asta e. Mulțumesc. A fost un joc echilibrat, din punctul meu de vedere, dar la capătul căreia puteam să câștigăm. Chiar dacă am reușit să egalăm pe final, consider că dacă reușeam să marcăm în prima repriză și să facem 1-1, cu siguranță că așa se termina prima repriză. Și, dar am primit și al doilea gol, o execuție deosebită, pot să spun, după care am revenit în a doua repriză. Ei au câștigat prima repriză, noi pe a doua. Uh-huh. Dar ați mai crezut, sincer, da, treceau minutele, deja erau 6 dictate de prelungiri? Am crezut pentru că din declarația domnului Redding spunea că echipa nu e pregătită fizic, știam că o să cadă fizic a doua repriză. Tocmai de aceea l-am și păstrat pe Garita pentru a doua repriză. I-am spus de la început că o să intre în a doua repriză. Mi-am păstrat și eu jucători proaspeți la fel pentru a doua repriză, pentru că știam că din punct de vedere fizic o să cadă. Din păcate, am luat cele două goluri prea repede și asta ne-a descumpănit un pic. Dar de crezut am crezut până la capăt. Presupun că tot Garita ar fi executat și primul penalti dacă era pe teren, nu? Nu Calcan. Da. Dar au fost alți jucători în prima repriză. Păi nu, asta zic, nu era pe teren. Da. Mă bucur pentru el. E pace, gata, nu? Adică... Dar nu a fost război niciodată. Păi dacă l-ați exclus din lot, cum l-a fost? Haideți să vă spun ceva. Echipa nu marcase de 7 etape. Am luat o măsură în privința lui. Echipa a reușit să marcheze cu Chindia, a reușit să marcheze la Hermannstadt. A revenit el, a marcat la Mioveni, acum a marcat 2 goluri. Din punctul meu de vedere a reușit să resusciteze cei 2 atacanți, Kevin și cu Bemba și cu Garita. Așa cum mă pricep și eu, consider că până la urmă important e că reușesc să marcheze atacanți. Asta îmi doresc. Dacă vrem să câștigăm, trebuie să marcăm. Poate lumea din tribună vede altfel echipa, altfel primul 11, dar eu încerc să-l gândesc în detaliu și să reușesc să scot maximum din ce am la dispoziție. Spuneți-mi de aceste 2 meciuri rămase pentru FC Argeș, sigur și pentru ei, dar vorbim acum cu dumneavoastră. Era ideal să câștigați, adică totuși ați pierdut 2 puncte astăzi, când mai sunt 2 etape. Știu, eu zic că am câștigat un punct. Pentru că de la 2-0 am revenit la 2-2. Următoarele jocuri sunt mult mai grele decât cele de până acum. Trebuie să mergem să câștigăm. Trebuie să ne găsim resursele și în ultimele 2 etape să reușim să câștigăm cele 2 meciuri. Mulțumesc! Cu plăcere! Bună seara! Da, un meci destul de disputat, dar din punctul meu de vedere nu. Nu cred că meritam să pierdem. Până la urmă, la fotbal nu contează cum dai golurile atâta timp cât lucrurile sunt corecte și am înțeles că au fost penalti toate... N-ai văzut în vestiar? Da, din ce am reluat ceva? Da, din ce... Ai văzut? Da, din ce s-a discutat în studio, cei care sunt în măsură și-au dat verdictul și au spus că a fost penalti. Ei, nu știu, au avut 4 șuturi pe poartă, 2 goluri, 2 ori am reușit să le apăr. Un meci greu. Bine că s-a terminat așa, având în vedere că au avut un avantaj de 2 goluri. Dar mai sperați? Întrebarea aia, clișeu, dar aici chiar se aplică poate mai mult ca niciodată. La pauză, cu spectatorii, o bună parte din ei plecați, voi conduși, practic erați condamnați, era repriza de adio cumva. Pare rău că nu au avut încredere în noi până la final.
Sper că după acest meci i-am făcut să înțeleagă că chiar ne dăruim 100%. Din păcate, sunt anumite momente în care pot să ieși gol. Da. Mister, ce discurs a avut la pauză? Adică... Nu pot să spun. Pot să spun doar... Dar ăsta, mobilizator, mă gândesc. Adică s-a văzut că altfel... Pot să spun că domnul Andrei Speriatu a fost primul care a dat tonul. Ne-a sperit. Da, ne-a sperit, cum îi spun eu. A fost primul care a dat tonul și a zis că vom întoarce rezultatul și țin să-i mulțumesc pe această cale. Spune cum vezi ce a mai rămas de jucat și programul, evident, că e foarte important cu cine jucați voi, cu cine joacă ei. Echipă retrogradată, Mioveni, joacă ei. Mergem la Craiova. Voi la Craiova. O echipă care a avut un cuvânt greu de spus, să spun așa, în acest play-out. Îi respectăm, dar mergem la victorie acolo, pentru că nu avem încotro, nu mai există altă șansă. Sunt o echipă bună, dar la fotbal se poate întâmpla orice. Da, așa am procente, fotbalul nu e matematică, dar așa am procente, dacă ar fi să ne jucăm puțin cu numerele, cu procentele, ce șanse are FCG să mai scape? Păi dacă luăm 6 puncte, avem șanse. Dacă nu luăm 6, dacă luăm 6 puncte, avem șanse de 100%, nu? Zic și eu, nu știu. Depinde oarecum ce fac și celelalte din față. Asta e singura problemă. Păi de-aia spun că nu mai sunteți la una voastră, nu sau nu sunteți la una. Da, nu știu. Și plus barajul. Dacă vrei să-ți dau un răspuns așa, nu știu. Orice procentaj, se spune, nu știu, un 80%, trebuie să o leg cu o victorie la Craiova. Altfel nu există. Mulțumesc. Seara bună.